Salut, gemeni! Voi face citirea tarotului pentru săptămâna 25 iulie, 31 iulie. Este o citire generală pe domenii de viață, pentru cei care aveți zodia, ascendentul în gemeni sau femeile, luna plină în gemeni. În această săptămână vom avea luna nouă în leu, pe 28 iulie, pentru care veți primi runele și horoscopul. În această săptămână, un rol important îl va avea un bărbat matur cu ascendentul sau zodia în leu. O persoană care vă promite ajutor este o persoană care luptă pentru dreptate, pentru adevăr, dar întotdeauna își urmărește scopurile. Voi resursele, locul de muncă, comunicarea, contracte, căsătorie, relații, familie, schimbări, transformări, datorii și karma voastră. Voi vă simțiți singuri, vă simțiți nesiguri pe voi și vă doriți o protecție, un sprijin. Eremitul arată că vă folosiți intuiția, dar aveți atenția sporită. Vreți să vedeți dușmanii, vreți să vedeți prăpastia în noapte. Vreți să vă protejați calea. Vă ascundeți scopurile. Știți că vorba este de argint și tăcerea de aur. Sunteți o persoană retrasă. Voi care erați altfel până acum, acum vă retrageți. Vreți această siguranță. Distracția voastră sau bucuria sau fericirea vă este adusă de o regină de cupe. O femeie matură,
cu zodia ascendentul sau luna plină în rac, avem aici semnele racului, care vă arată sentimente, iubire, romantism, dar cam atât. Și arată foarte multă schimbare. Legat de o călătorie, vă doriți să fiți fericiți. Sau legat de un curs de aprofundare, de cunoaștere spirituală, religie, filozofie, cunoaștere de sine. Această căldură vă este dată de bucuria de a comunica cu cineva, de a arăta iubire față de o persoană. Legat de bani, de resurse, de bunurile materiale, munciți foarte mult și sperați să primiți răsplata pentru munca voastră. Să primiți acea recunoaștere. S-ar putea să nu primiți recunoașterea pe care o sperați, chiar să aveți la locul de muncă o ceartă cu un coleg, o colegă, un șef, un subaltern, care vă duce la despărțire. Unul din voi va pleca. Dacă voi sunteți subalterni, mare atenție! Încercați să nu vă răzbunați sau să nu vă certați. Dacă sunteți șefi, cel puțin încercați să nu vă răzbunați. Este o ceartă în care fiecare va spune tot ce a acumulat în timp. O ceartă care nu lasă loc de împăcare. Și totuși, cariera voastră vă răsplătește. Veți primi bani. Poate fi o sumă mare de bani. Bani care vă permit o investiție. O investiție într-o locuință, într-o mașină. O investiție pe care o faceți în familie. Este considerat un talisman al norocului, acest as de monede. În comunicarea voastră cu vecini, frați, surori, veri, veți avea contestări. Poate fi vorba de un partaj care va aduce contestări din partea celorlalți. Nu puteți face mare lucru dacă încercați să demonstrați dreptatea voastră. Nu veți face decât să cheltuiți bani și veți vedea că totul este un lucru obișnuit. În contracte,
căsătorie, logodnă, un contract, fiindcă și o logodnă și căsătoria presupune un contract. Îl veți avea cu un bărbat tânăr care are ascendentul sau zodia în fecioară sau să aveți un proces unde să vă reprezinte această persoană sau încheiați un contract cu această fecioară. Este o persoană care se descurcă foarte bine cu banii și promite foarte mult pentru viitor. Relațiile voastre cu prietenii se încheie cu o distracție. Serbați ceva, ziua de naștere sau poate o logodnă, o căsătorie, unde veți cunoaște persoane noi și vă simțiți foarte bine în compania celorlalți. În familie, în cămin sau atitudinea voastră față de trecut este lumea. Este un talisman al norocului. Este o schimbare impusă de voi. O schimbare profundă în sentimente, comunicare, relații, sensibilitate, energie, vitalitate, gândire, idei. Totul depinde de voința voastră. Schimbarea este adusă de acest patru de spade, unde meditați, gândiți la situația de acum, poate chiar la o trădare, și vedeți greșelile voastre poate să vă pară rău, dar aduceți și o schimbare. Sacrificiul vostru este o alegere. S-ar putea să vi se pună în față, vrei acest lucru sau acesta. Va trebui să faceți o alegere, dar nu este obligatorie. Puteți să lăsați timp, să nu vă grăbiți cu această alegere. Este o alegere pe care nu puteți să o faceți. Am putea spune că vă este destinat vouă să alegeți între două persoane identice, din punct de vedere al sentimentelor voastre, sau două situații identice și preferați să nu alegeți. Aceasta a fost citirea. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.